sale. Carmaco, calitate și bun gust. PsihoSan, centru de îngrijire și recuperare PsihoSan, este dotat cu 22 de camere și 2 apartamente de lux, fiind compartimentat în clinică de psihiatrie și centrul de îngrijire pentru persoanele vârstnice. Oaspeții și pacienții noștri au la dispoziție o piscină acoperită, hidromasaj și saună, sală de sport. PsihoSan, Ungheni, strada Bercului, numărul 204, psihosan.com. Pentru că sănătatea ta contează! Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Bucurie, muzică bună, dans, într-un cuvânt, distracție. De asta au avut parte vârstnicii reghineni joi 1 octombrie, cu ocazia sărbătorii dedicate lor. Tinu Verezesan a fost surpriza serii, dar pe lângă acesta au mai urcat pe scenă și Anca Brana Neamțu, Florin Voș și Aci Iojef. Cu toții au dorit să-și exprime aprecierea față de cei mai înțelepți dintre noi. Gazda evenimentului a fost realizatoarea TV, Simina Cota. Sute de vârstnici au petrecut cu o energie ca în vremurile tinereții ziua dedicată lor joi 1 octombrie. Surpriza evenimentului a fost îndrăgitul artist Tinu Veresejan, bucuros să le poată cânta celor mai înțelepți dintre noi. Să vorbim nu are rost, măi, sărim toți scârâia noastră, măi. În primul rând mă bucur pentru această invitație. Vreau să spun că sunt prima oară în localitatea Reghin. Vă mulțumesc primăriei Reghin pentru invitația făcută la acest eveniment. În fiecare an eu am cântat vârstnicilor, pentru că și eu la rândul meu am bunici, avem părinți și cu această ocazie le spunem tuturor la mulți ani. Am o mare bucurie, cum am spus adineauri, și am și pregătit în acest spectacol niște cântece special pentru vârstnici. Viața noastră, datorită lor noi trăim, datorită lor noi existăm, pentru că fără bunici, fără părinți, nu eram pe acest pământ. Pentru sărbătoriți a cântat și artista Anca Neamțu Branea. Aceasta a fost de părere că evenimentul este unul deosebit și totodată binevenit. E un eveniment minunat din punctul meu de vedere, cu atât mai mult cu cât, din păcate, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. În ziua de astăzi, cuplurile nu prea rezistă și mi se pare absolut de vis să vezi un om că își trăiește viața alături de un alt om, 50 de ani sau poate peste 50 de ani, o viață, practic o viață de om, să fim împreună. Mi se pare minunat, frumos și mi-aș dori să pot să ajung și eu în postura în care sunt invitații de astăzi aici. Un alt artist care a cântat și a încântat pe cei prezenți în sală a fost reghineanul Florin Voș. Acesta a subliniat importanța de a-i cinsti pe părinții și bunicii noștri. Este foarte important, mai ales pentru faptul că tot ceea ce noi avem acum în ziua de astăzi este clădit de ei. Și faptul că noi existăm, faptul că ne-au crescut, ne-au dăruit educație frumoasă, s-au îngrijit de noi, a venit rândul să le mulțumim. Aci Iojef a fost un alt nume prezent la evenimentul de joi 1 octombrie. Bucuria de a cânta și a-i vedea pe vârstnici l-au impresionat.
Totdeauna când vin și văd oameni în vârstă care totuși mai au putere de a se bucura de viață, de micile plăceri ale vieții și simt în continuare o forță de a supraviețui și de a spune ceva pentru viitorul nostru, sunt foarte, foarte copleșit de emoții. Spectacolul a fost prezentat de Simina Cota. La rândul ei, aceasta a mărturisit importanța pe care vârstnicii o au în viața noastră. Un eveniment de suflet, pentru că ar trebui să facem un exercițiu de imaginație și să dăm timp înapoi și să fim conștienți că cei care suntem astăzi trăim în locurile, în casele, în orașele, în satele în care au trudit vârstnicii pe care noi îi sărbătorim. Astăzi se dă o mare importanță acestor persoane care de-a lungul timpului au pus suflet, au pus muncă și trudă pentru ca noi astăzi să trăim cu zâmbetul pe buze. Au învățat să traverseze strada corect copiii din clasele pregătitoare ale școlilor Florea Bogdan și Centrului Școlar de Educație Inclusivă SAM 3 Reghin. Au participat vineri 2 octombrie la oră de educație rutieră în cadrul săptămânii prevenirii criminalității. Acțiunea a fost coordonată de profesorul Dan Moldovan, în parteneriat cu polițiști de proximitate și cel de la rutier din Reghin. Elevii au vizionat filmulețe, după care au pus în practică cele învățate pe poligonul din curtea școlii. Cum traversăm corect strada? Aceasta a fost tema abordată de cadrele școlii gimnaziale Florea Bogdan în parteneriat cu reprezentanți ai poliției de proximitate și poliție rutieră din Reghin, astfel că elevii din clasele pregătitoare de la școala gazdă, alături de cei de la școala specială CSI SAM 3 Reghin, au participat la o oră de educație rutieră. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul săptămânii prevenirii criminalității, dat fiind faptul că în ziua de vineri, 2 octombrie, s-a marcat siguranța rutieră. În cadrul zilei dedicate siguranței rutiere din săptămâna prevenirii criminalității, am venit la invitația domnului profesor Moldovan, care, ca de obicei, împreună cu noi, în mod frecvent, organizează astfel de activități la gimnaziul Florea Bogdan, unde, alături de cei mici din clasele 0, am participat la ora de educație rutieră. Ca având ca temă principală educația rutieră destinată în mod special pietonilor și a celor mici. Le dăm sfatul să treacă strada prin locurile special amenajate, respectiv pe trecerea de pietoni și pe la colțurile de stradă. De asemenea, noi suntem lângă dânsi și de fiecare dată când putem și le acordăm sprijinul nostru. Scopul activității a fost să fie învățat să traverseze corect strada. Cu cât începem mai devreme să învățăm, cu atâta respectăm mai bine regulile de circulație. Poate că ar fi bine să fie introduse și în școli o oră de educație rutieră pe săptămână? Legea este că ar trebui să se predea în fiecare școală educație rutieră, o dată pe săptămână. Încă nu s-a reglementat, n-a apărut metodologia de a se predea în școală. Și pe unde avem voie să traversăm în strada? La trecere de pieton și dacă nu este trecere pentru pieton, semafor. Așa, și dacă nu este din semafor nici trecere pentru pieton, așteptați să oprească mașinile. Și pe la porțul? La porțul am înțeles. Ora de educație rutieră s-a desfășurat în două faze. În sala festivă a școlii gimnaziale Florea Bogdan, copiilor li s-au prezentat filmulețe, care i-au ajutat să rețină care sunt modurile de traversare corectă a străzii, pe la trecerile de pietoni, la semafor, la colțul străzii sau la semnalele agentului de circulație. Am vizionat împreună un film pe care l-am pus la dispoziție din partea direcției rutiere în cadrul IGPR, un film dedicat educației preșcolarilor și a celor în clasele primare, cu privire la modul de traversare a străzii, la semnificația semaforului pentru pietoni, cu privire la transporturi, cu mijloace de transport în comun și de asemenea cu locurile destinate pentru joacă.
A doua parte a acțiunii s-a desfășurat în curtea școlii, unde a fost amenajat un poligon cu mai multe treceri de pietoni și chiar semafor. Copilașii au participat astfel la un exercițiu de simulare privind traversarea corectă a străzii. A doua parte a acestei ore este dedicată unui poligon practic, da? Pentru a pune în practică cele vizionate în prima parte a orei. Pot să spun că sunt beneficiar în mod direct a acestor activități efectuate de către domnul profesor, care frecvent are niște rezultate deosebite cu cei care îi pregătește și în acest an a participat la mai multe faze naționale și interjudețene de concursul de educație rutieră, unde a ocupat locuri fruntașe. Practica de practică la început e un pic mai rigidă, dar încet, încet vor învăța, pentru că și părinții sunt siguri că acasă insistă pe traversarea corectă a străzii, că la toată lumea e frică să nu cumva să apară accidente. Și am zis că împreună putem să învățăm să traverseze corect și să nu avem accidente în cadrul copiilor. Cum se trece strada? Pe trecerea de pieton. Și ce trebuie să faci? Primul lucru pe care trebuie să-l faci când ajungi la trecerea de pieton este? Este că trebuie să te asiguri. Înainte de asta ne... ne uităm în stânga și în dreapta. Ne oprim. Și ne uităm în stânga și în dreapta. După aceea, dacă nu vine nicio mașină, ne ducem. Și dacă este semafor la trecere, ce facem? Dacă e roșu, nu trecem. Dacă e verde, trecem. Câte culori are semaforul pentru trecerea de pietoni? Verde și roșu. Cum trecem strada? Ne asigurăm. Și dacă ne grăbim, fugim? Nu. Cum așa? Nu fugim, că merem încet și nu dormim pe drum. Și dacă este semafor, de ce culoare trebuie să ținem cont ca să trecem strada? Pe ce culoare? Pe verde. Și la roșu ce facem? La roșu stăm. Și dacă verdele merge intermitent, se aprinde și se stinge, ce facem? Ce facem? Urmează roșu. Și atunci? Și atunci mai așteptăm. Nu trecem. Nu trecem. Ați reușit să treceți strada bine, corect? Da. Și ce ați primit? Bombonă. De ce? Pentru că am putut trece corect strada. Reacția este foarte bună. Ați văzut și noastră că ei răspund cu promptitudine, au înțeles cele ce au vizionat și sunt chiar pregătiți din acest punct de vedere. Acțiunea de înlocuire a contoarelor de branșamente la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului este aproape de final. Reprezentanții Aquaserv preconizează că vor încheia campania peste două săptămâni, întrucât mai sunt de schimbat doar 9% din apometre. Acestea au rămas ca urmare a faptului că echipele de lucru nu i-au găsit acasă pe proprietari. Acțiunea a fost o reușită, consideră responsabilii, și pentru faptul că a dus la depistarea unor probleme pe rețea și la remedierea acestora. În două săptămâni, toți reghinenii vor avea contoare noi de apă. Aceasta este estimarea reprezentanților companiei care administrează serviciul de alimentare cu apă al municipiului. Acțiunea a fost organizată astfel încât să nu depășească o perioadă de 3 luni. A început în la sfârșitul lunii iunie și suntem la 91% din toată acțiunea aceasta, acțiune care sperăm până la 15 octombrie să se finalizeze. Au mai rămas demontate acele contoare care, unde nu au fost găsiți acasă proprietarii sau poate au fost plecați și s-au întors, sau unde din vari motive, de exemplu, nu au închis o vană stradală, urmează să schimbăm și vana și contoarele de pe străzile respective, dar 10% reprezintă, 9% de fapt nu reprezintă un procent foarte mare și sperăm că în cele două săptămâni rămase să le finalizăm. La finalul acțiunii, toți consumatorii vor avea apometre performante care nu pot fi fraudate, se citesc de la distanță, iar deteriorarea lor de către beneficiar se va amenda cu până la 5.000 de lei. Reghinenii au fost anunțați cu 48 de ore înainte despre sosirea echipei de lucru și majoritatea au cooperat bine cu reprezentanții companiei.
Feedback-ul a fost pozitiv, n-am avut probleme cu locatarii, ba din contră au colaborat și dâns și au sesizat și ne-au arătat eventuale defecțiuni care le-am remediat în același timp. Bineînțeles, din cauza vechimii branșamentelor și a conductelor am avut și evenimente neplăcute, dar cu ocazia asta s-au înlocuit și chiar vă pot spune că într-un număr de vreo 20 de branșamente au fost refăcute de la zero, de la conducta principală până în căminul proprietarilor. Acțiunea de înlocuire a apometrelor este fără precedent și urmărește modernizarea parcului de contoare de branșament din toate cele 7 orașe în care operează Aquaserv. Investiția se ridică la aproximativ 22 de milioane de lei și se referă la aproape 40.000 de contoare. Această investiție este inclusă în proiectul investiții pentru exploatarea și întreținerea sistemelor de apă și canalizare la nivelul ariei de operare a operatorului regional, compania Aquaserv Târgu Mureș. Rata șomajului în județul Mureș a scăzut cu aproape 2% în luna septembrie, astfel că cifra înregistrată a fost de 4,64%. Scăderea șomajului se datorează creșterii ofertei de pe piața de muncă. Totuși, una din problemele ce trebuie rezolvate este încadrarea în muncă a persoanelor de peste 45 de ani, spun reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dacă la începutul anului rata șomajului în județul Mureș a fost de 6,15%, după 9 luni, aceasta a înregistrat o scădere cu aproape 2%. La sfârșitul lunii septembrie, deci pe data de 1 octombrie, rata șomajului în scădere este de 4,64% pe județ, asta însemnând un număr de 11.458 de șomeri, șomeri indemnizați fiind 1.808 și șomeri neindemnizați 9.650. Șeful Serviciului Buget din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș, Covaci Maria, a explicat că scăderea șomajului se datorează creșterii ofertei de pe piața de muncă. A crescut numărul locurilor de muncă vacante declarate de angajatori. În 2015, numărul locurilor de muncă vacante declarate era peste 8.000. În anul acesta, AJOFM Mureș a organizat două burse ale locurilor de muncă, împreună cu organizarea de programe de formare profesională în meseriile solicitate de aceștia. Cele mai multe angajări au fost în meseriile de confecționare articole din textile, lucrător comercial, ospătar vânzător, tâmplar universal, fasonator produse ceramice și bucătar. Obiectivul AJOFM Mureș pentru acest an este angajarea a cel puțin 13.000 de persoane. În primele 7 luni au fost încadrate în muncă aproape 7.000. Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă recunosc că una din problemele ce trebuie rezolvate la nivel de județ este încadrarea în muncă a persoanelor de peste 45 de ani, respectiv șomeri unici, întreținători de familie. Anul acesta, AJOFM Mureș a încadrat în muncă peste 1.900 de astfel de persoane. Conducătorii auto și pietonii au fost subiectul zilei de vineri, 2 octombrie. Aceasta în cadrul ultimei zile a săptămânii prevenirii criminalității, care a fost dedicată siguranței rutiere. În acest sens, polițiștii au dus la cunoștință evenimentele negative care au avut loc pe șosele, dar și sfaturi în ceea ce privește participanții la trafic pentru a preveni accidentele rutiere. Săptămâna a prevenirii criminalității s-a desfășurat în perioada 28 octombrie-2 septembrie și a avut ca scop sublinierea importanței activității preventive a poliției. Venim cu detalii imediat în jurnal, acum însă mergem la redacția Sport, unde ne așteaptă Marcela German. Bun găsit! Astăzi, la știrile din sport, aflați că sâmbătă de la ora 15, Avântul întâlnește pe teren propriu Unirea Dej. O altă știre este că echipa de Liga a 4-a, Mureșul Rușii Munți, se deplasează la nou promovata din Acățari. Tot la știrile din sport, aflați de ce ni se recomandă să facem fitness. Ultima zi din cadrul săptămânii prevenirii criminalității, vinerii 2 octombrie, a fost ziua dedicată siguranței rutiere. Nu trece o zi fără să auzim de accidente, de oameni decedați sau nenorociți din cauza vitezei, a indisciplinei pietonilor. Aceste tragedii se întâmplă de cele mai multe ori pentru că ne grăbim, tratăm cu superficialitate viața, ori cu ușurință accidentele rutiere, despre care avem impresia că li se pot întâmpla doar altora. Pentru a preveni astfel de evenimente negative, conducătorii auto trebuie să respecte limitele
limitele legale de viteză, în special în interiorul localităților, să adapteze viteza de deplasare la condițiile de drum, să poarte centura de siguranță și să evite discuțiile intense ori vorbitul la telefon în timpul conducerii autovehiculului, care le pot distrage atenția în momente vitale. Pietonii trebuie să fie și ei atenți și responsabili de modul în care circulă. Trebuie să traverseze strada doar prin locurile permise, să se asigure în prealabil, dar și să supravegheze copiii în cazul în care îi însoțesc. Săptămâna prevenirii criminalității este o acțiune al cărui scop a fost sublinierea importanței activității preventive a poliției și totodată a parteneriatului cu alte autorități, instituții și ONG-uri. Reprezentanții mass media din 3 județe au fost convocați la o întâlnire cu cei din Consiliul Național al Audiovizualului. Ședința a avut loc la Târgu Mureș joi, 1 octombrie, și a urmărit consultarea reprezentanților de radiouri și televiziuni în perspectiva modificării legii CNA-ului. Cu această ocazie au fost atinse anumite subiecte arzătoare pentru mass media locală, cum ar fi raportul dintre informațiile pozitive și cele negative prezentate, finanțarea activității posturilor și emisiunile culturale. La întâlnire a luat parte și un reprezentant al Parlamentului. Limitarea știrilor negative din cadrul jurnalelor de știri, promovarea emisiunilor culturale și creșterea calității informațiilor transmise prin mass media. Acestea au fost numai câteva dintre ideile dezbătute de reprezentanții mass media din Mureș, Harghita, Bistrița, Năsăud, invitați de către Valentin Alexandru Jucan, membru al Consiliului Național al Audiovizualului. La întâlnire a fost prezent și senatorul Marius Pașcan, vicepreședinte al Comisiei pentru Cultură și Media din Senatul României. Consultarea dumneavoastră este practic scopul acestei întâlniri. Ceea ce vreau să vă spun la modul concret este că 3 proiecte de inițiative legislative au fost discutate privind modificarea legii audiovizualului, raportându-ne la existența actuală a Parlamentului, a actualului Parlament, respectiv de una pe an. N-au trecut pentru că n-au întrunit sufragiile nici ale politicienilor, dar nici ale celor cărora le erau destinate. Au fost opoziții din ambele părți. Dar, oricum, legislația este permisivă și noi putem contribui la îmbunătățirea sa. Condiția este ca și dumneavoastră să ne sprijiniți și să ne dați elementele necesare de a corecta ceea ce este de corectat. Un subiect atins a fost cel al finanțării activității de radio și televiziune, care se face în România mai ales din contractele de publicitate, întrucât nu există fonduri europene pentru acest domeniu. Scrieți Ministerului fondurilor europene și sesizați faptul că televiziunea și radio au fost excluse de la finanțările fondurilor europene. Deci regăsim presa scrisă, regăsim instituțiile de cultură, dar televiziunile și radiourile în acest moment nu se regăsesc în schema de finanțare pentru fonduri europene. Iar acele fonduri europene se acordă pentru tehnologizare, pentru achiziție de aparatură, dezvoltare și așa mai departe. Adică exact acolo unde aveți nevoie și unde vă doare. Directorul Daregin TV, Ovidiu Ilisan, a sugerat autorităților crearea unor condiții de sprijinire a firmelor care investesc dezinteresat în activitatea mass media și a dat un exemplu în acest sens. Chiar ca și într-un context, am făcut o emisiune concurs dedicată copiilor între 9 și 16 ani. Poți să fii osteat. E un exemplu banal. Om de afaceri din comunitatea locală a înțeles menirea acestui proiect. Și repet, fără interese politice și fără interese financiare, plan local ca și publicitate, fiindcă brandul lui este de nivel mondial, susține astfel de proiecte. Și aici poate să intervină legiuitorul să găsească o modalitate de înlesnire în momentul în care un om de afaceri investește în acest context, într-o televiziune, în media locală, în audiovizual, să existe anumite facilități. Exact cum există pe legea sportului sau ar trebui să existe, cred că este foarte important. Și doar în acest context, repet, televiziunile locale își pot duce menirea la bun sfârșit. Și închei din nou spunând, doar dacă vindem, în ghilimele, pozitivul din comunitate, vom reuși să existăm. Un alt subiect dezbătut a fost cel al balanței dintre informații pozitive și negative prezentate în mass media din România. Este o chestiune controversată și discutabilă și la nivelul teoreticienilor, dacă este cazul ca normativ să impunem procentual informații pozitive sau nu, adică să intervenim coercitiv în ceea ce se întâmplă în spațiul audiovizual. Eu cred că într-un fel sau altul trebuie să procedăm la o astfel de corectură, câtă vreme
informațiile negative triumfă, abundă, adeseori ele compun exclusiv anumite buletini de știri, la anumite ore la care se uită și foarte mulți copii. În cadrul întâlnirii au existat și discuții legate de emisiunile culturale, pentru care s-a susținut că s-ar putea crea un fond care să le financeze. Nu trebuie să ratați sâmbătă, 3 octombrie, în cadrul jurnalului de Reghin, un nou episod din seria Destin și Istorie, realizată de profesorul Ioan Costea. Istoricul se oprește de această dată asupra unor pagini importante din trecutul localității Băla. Seria rubricilor Destin și Istorie, marcată Reghin TV, semnată de istoricul Ioan Costea, continuă sâmbătă 3 octombrie cu pagini din trecutul localității Băla. Deși istoria acesteia nu se leagă prea mult de cea a Reghinului, în perioada regalității și înainte aveau totuși unele legături economice. Băla este pe drumul național 16, plus drumul județean 153B, plus drumul comunal 149, la circa 24-25 de kilometri de Reghin. Este între pâraiele Șar și Milășel, cu satele din împrejurim, Nima Râciului, cu 246 de locuitori, Merișor, zona spre Glodeni, atestat la 1256 cu 206 de locuitori, și ca vecine, Fărăgău, Ceaușul de Câmpie, Toldal și alte localități. Localitatea a fost atestată istoric în anul 1327 sub numele de Băla, de la Bălan, adică om blond. În anul 1854 și-a schimbat denumirea în Bela, pentru ca în anul 1900 să revină la cea de Băla, iar cea este singurul sat care aparține de comună. Populația acestei localități, Băla, a avut o componență și o evoluție mai aparte, de aceea vreau să mă opresc asupra ei, și anume, în 1900, Băla avea 1130 de locuitori, dar ia uite ce compoziție. 1005 erau români, 30 erau evrei și 100 erau maghiari. În 1930, componența se menține, numărul evreilor crește. În anul 1945, populația evreiască scade dramatic, iar la sfârșitul anului 1950, ea dispare în totalitate. Acest lucru este valabil și în ziua de azi. Băla era sub stăpânirea lui Toldaghi, groful vecin cu Telechi, care stăpânea această parte, iar mai sus cu ceva era stăpânită de Banfi, despre care am vorbit. Băla s-a remarcat, ca și celelalte comune românești, pe piața muncii din Reghin, unde erau cunoscuți buni secerători, buni păstori. Dar mai multe aflați urmărind Destin și Istorie. Rubrica va fi difuzată sâmbătă 3 octombrie în cadrul jurnalului de Reghin. Rămâneți alături de Reghin TV. Vineri 2 octombrie de la ora 19 puteți revedea emisiunea Scul TV. De la ora 21 urmăriți momente din cadrul Zilei Internaționale a Vârstnicilor, sărbătorite la Reghin joi 1 octombrie. Sâmbătă 3 octombrie de la ora 17 vă invităm la film documentar, iar de la orele 19 și 21 puteți urmări momente din cadrul Zilei Internaționale a Vârstnicilor, sărbătorite la Reghin joi 1 octombrie. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în câteva minute rubrica Jurnal Plus, care vine cu un nou episod realizat de Andrada Elisan, numit În Echilibru. Vor urma știrile din sport, iar la final, prognoza meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Grădinița cu program prelungit Emanuel pune la dispoziție 5 locuri grădiniță, 15 locuri after school, reducere 20% pentru cei care se înscriu în luna septembrie. Bază materială completă, ofertă didactică competitivă.
Servicii suplimentare gratuite. Reghi, strada Piața Mică, numărul 3. Grădinița Emanuel. Avem grijă de ei. Noul restaurant Monte Carlo. Locul ideal pentru cele mai importante evenimente. Locația de vis, anunții tale. Ambianță intimă, un adevărat deliciu culinar, servire la cele mai înalte standarde. Sală de conferințe, simpozioane, manifestări culturale. Terasă și parcare monitorizată. 12 lei meniul zilei, iar pentru pensionar doar 7 lei. Situat la intrarea în Reghin, strada Iernuțeni, numărul 162. Restaurant Monte Carlo. Rafinament și eleganță la superlativ. Evora, o nouă locație. Întreaga gamă de produse cu care v-am obișnuit se regăsește în noul magazin deschis. Evora, o nouă locație. Flozo, sărbătorim împreună. Cu ocazia aniversării a 15 ani de activitate, Flozo demarează o campanie publicitară cu 15 premii special. Comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a 4-a, în perioada 20 aprilie 2015-9 decembrie 2015. 15 ani de activitate, 15 premii. Premiul 1, un sejur de 3 nopți pentru 2 persoane în orașul Barcelona, în perioada 1-15 martie 2016. Premiul 2, televizor LED Samsung diagonal 116 cm în valoare de 2000 lei. Premiul 3, laptop Asus în valoare de 1600 lei. Și 12 premii constând în ceasuri de mână brand Fossil pentru femei și bărbați. Detalii despre campania promoțională, comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a 4-a, găsiți în locațiile din Reghin. Strada Gării numărul 44, telefon 0265 511 700 și în Toplița, strada Gării numerele 4. 8, telefon 0266-342-128. Flozo, calitate, prontitudine, competență. Niagara, universul curățeniei tale. Singura spălătorie și uscătorie profesională de covoare cu servicii complete la cele mai mici prețuri. Spălare covoare cu perie monocilindrică, clătire și centrifugare, uscare în 8 ore, în uscătorie profesională la doar 5 lei metrul pătrat. Livrare în 24 de ore, indiferent de starea vremii. Transportul este gratuit de la și la domiciliu. Comenzi la telefon 0745 377 779. Spălătoria Niagara, Reghin, strada Izvorului, numărul 11. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. M-a mai sunat. Tati e plecat în Spania de 3 ani. Și nu mă țin minte dacă părul avea șaten sau negru. Cea mai mare dorință mea e să stea cu noi. Peste 80.000 de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate au nevoie de suport psihologic, social și educațional. Ajută-i donând 4 euro prin SMS la 8865. A fost răpită o fetiță de 5 ani, 1,10 m, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut.
acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Am găsit la o nouă ediție în echilibru. Mă gândeam să vorbesc astăzi despre un anumit tip de persoană. Acel individ nesigur, temător și hipersensibil care trăiește permanent cu un sentiment de rușine în raport cu propria lui existență. Crede că este mai puțin valoros decât cei cu care se compară. Tânjește ca lumea din afară să-și întoarcă privirea spre el, dar nu îndrăznește să facă primul pas înainte. E cel care așteaptă să fie acceptat, deși nu cere niciodată asta în mod explicit și se poziționează mereu la marginea grupului, analizând și investind centrul grupului doar cu pericolul respingerii și nu cu cel al acceptării. E cel care își spune, ceilalți îmi sunt superiori și dacă ajung să mă cunoască, nu o să mă placă, nu pot fi iubit, sunt lipsit de valoare. Și la cea mai mică provocare sau chiar în lipsa ei, el simte că ceilalți îl privesc de sus. Nu le iau în serios, nu-i doresc compania și de fapt îl desconsideră. Și e împovărat cu acest dispreț de sine care îl face să recurgă din reflex doar la să caute metodele prin care prezența lui să fie una cât mai discretă și astfel ceilalți să nu observe cât este de urât, de respingător, de caragios sau de neinteresant. Este cel care și atunci când umblă pe stradă sau așteaptă în prezența altora, să spunem, și așteaptă rândul acasă, este mereu conștient de sine și de toate mișcările pe care le execută și are sentimentul ăsta că ceilalți îl judecă. Nu-i scapă nimic din gesturile și atitudinile celor din jur și cei care nu îndrăznesc sunt cei care nu îndrăznesc să-și privească interlocutorul în ochi. Și toată această conștiință de sine contaminată cumva cu sentimentul rușinii. Deoarece este imposibil să se accepte așa cum este, nu crede că ceilalți, cunoscându-l în totalitate sau privindu-l pe de-a întregul, îl ar putea accepta sau dori vreodată. Ca și cum ar umbla gol pe stradă, să spunem, și toată lumea ar observa asta, dar, sigur, realitatea e că nu umblă gol și lumea nu este cu ochii pe el. Dar critica asta neobosită vine din interior și este cumva proiectată cu forță în afară. Jena personală, acest sentiment generalizat de inadecvare, îl păcălește să creadă că este privit din afară așa cum se simte el pe interior. Acesta este individul pe care literatura de specialitate îl numește individul cu personalitate evitantă. Cel care trăiește cu o permanentă frică de respingere și dezaprobare din partea celor din jur. Atunci când se găsește într-un grup de oameni, se gândește mai degrabă cum să evite să se facă de râs sau se gândește cum ceea ce va spune va fi cu siguranță caragios sau lipsit de interes. Și teama profundă de respingere îl face să evite să-și asume riscuri și ajunge să se abțină din calea multor interacțiuni prin care s-ar putea bucura de prețuire. Și în ciuda dorinței de afecțiune și acceptare care îl caracterizează, el ajunge să aibă puține relații personale și se retrage în sine. Pentru că nesiguranța lui și frica de evaluare, de evaluare negativă, îl împiedică de multe ori să se afirme, să spună ce gândește. Este omul care la o petrecere, să spunem, sosește printre primii, dar participarea lui la atmosferă este redusă și cântărită și întoarsă pe toate părțile în avans. Și retras, stingher, așteaptă să fie abordat de cineva care să-i remarce prezența. Și nu dorește să se asocieze cu alți oameni decât dacă este sigur că va fi apreciat. Face totul astfel încât să nu strice, să nu deranjeze cu prezența sa, caută să se potrivească mereu atmosferei din care face parte și asta îl face în același timp șovăitor și nesigur pe sine, pentru că caută mereu să intuiască tonalitatea corectă la care să se plieze și care să îi aducă aprobarea. Și pentru a evita umilirea, individul evitant va dezvolta o fațadă plăcută în corespondență cu așteptările celorlalți și asta pentru a se proteja împotriva evaluării negative care, sigur, îl rănește nespus. E mijlocul prin care el se asigură că nu-i va pierde pe cei din jur din pricina defectelor proprii, care odată descoperite ar ajunge să îi saboteze relația în cauză. Și, sigur, urmările unei astfel de frici
uriașe de respingere și umilire sunt singurătatea și auto-excluderea, care cu siguranță că le rănește indivizilor evitanță existența, dar navigarea lumii înconjurătoare cu toate umilințele sociale pe care le presupune și expunerea lor în fața unei lumi dure și competitive este de neconceput pentru ei. Și astfel îi aleg de bunăvoie existență discretă, însingurată și cât mai puțin vizibilă, pentru că evită experiențele noi sau provocările de groaza unei vizibilități prea accentuate în ochiul public. Fie că e vorba de un job nou sau, nu știu, o promovare, o sarcină nemai întâlnită, chiar și o luare de cuvânt într-o discuție sau într-o polemică, fie ea chiar și online. Și, sigur, randamentul lor suferă din pricina convingerii că prestația lor este lipsă de calitate, că această lipsă de valoare va fi observată și sancționată de cei din jur. Și această tensiune trăită în sfera subiectivă îi poate face de multe ori să renunțe și ca să se pună la adăpost de perspectiva sumbra eșecului. Îi urmărește mereu sentimentul că se fac de rușine, că o dau în bară și atunci mai bine renunță ca să scape de toate provocările care vin cu situații noi. Și vor spune că există altceva mai important în viața lor și astfel să-și justifice renunțarea. Viața lor interioară este presărată cu atât de multă îndoială și neîncredere de sine, încât îi trăiesc frecvent sentimente de amărăciune și inferioritate. Și orice obstacol le accentuează neîncrederea și le confirmă că nu sunt capabili, că nu sunt în stare, și simpla idee că cineva ar putea considera că i-au greșit sau au ratat îi face să renunțe în avans. Fiecare posibilitate conține în ea doar eșecul. Și au nevoie de un feedback constant care să-i asigure că se găsesc în grațiile celorlalți. Iar dacă acest răspuns întârzie să apară sau nu este suficient de prezent, tind să decadă în aceeași stare perpetuă de îndoială. Și fiindcă au foarte puține repere pozitive după care să se evalueze singuri, evitanții se bazează aproape exclusiv pe percepția pe care o au despre judecățile celorlalți. Ei speră să provoace reacții pozitive chiar și la persoane ale căror păreri sunt complet irelevante pentru viața lor, cum ar fi, nu știu, un simplu vânzător sau un funcționar public. Pentru că îi gândesc, dacă cineva mă critică, mă critică pe bună dreptate. E aproape imposibil să preconizăm cu precizie ce reacții au oamenii din jur sau ce gândesc alții despre noi și aproape imposibil să știm care e calea ideală de a ne manifesta, astfel încât să fim scutiți de ridicol. Și cu atât mai mult, evitanții trăiesc cu mare dificultate această stare de ambiguitate și incertitudine a lumii sociale. Ei se simt mereu amenințați și în alertă. Ce va spune X despre mine? Ce părere își va face X despre mine? Nu o să-i mai placă lui cu tare de mine dacă spun asta sau asta. Și hipersensibil și la evaluarea negativă și convinși că nu au nimic interesant de oferit, îi îngrozește ideea de a interacționa cu oameni pe care nu-i cunosc. Sigur, într-o lume ideală, evitantul ar trebui să trăiască certitudinea totală că toți ceilalți îl iubesc și îl prețuiesc și probabil doar așa ar îndrăzni să se ofere pe sine cu mai mult curaj și jovialitate. Cu toate că nesiguranțele caracterizează viața fiecărui om în parte, nesiguranțele evitanților formează întreaga lor percepție. Ei urmează neabătuți credința că sunt atât de plini de defecte încât, nu știu, reușesc performanța de a se simți rușinați prin simplu fapt că există. Și spre deosebire de narcisiști care visează și tânjesc după atenție și după scenă și doresc să fie acolo prezenți, evitanții privesc cu groază ideea de a fi în centrul atenției. Și astfel aleg varianta obscurității, acolo unde sigur rămâne puțină speranță de bucurie, dar cel puțin este evitată durerea de a fi respins și ridiculizat. Și în ciuda dorinței profunde de iubire, de apreciere, de intimitate, îi se văd nevoie să se retragă într-o lume personală a rușinii, unde măcar sunt singuri cu propria lor inadecvare. Iarăși, evitantul se retrage cu ușurință într-o lume a fanteziei, unde așteptările sale sunt împlinite frumos și unde poate trăi în siguranță starea de bucurie sau de satisfacție, toate nevoile rămase neîmplinite. Tot ceea ce nu îndrăznește să testeze sau să trăiască în viața de zi cu zi, compensează cu evadarea în lumea visării cu ochii deschiși, când cei după a căror aprobare și companie tânjește îi răspund pozitiv și îl iubesc cu intensitate. Și atunci se naște întrebarea: de unde vin frica, teama, sentimentele astea de neadecvare ale evitantului, teama de a nu atrage critica și dezaprobarea?
Cum ajunge să se formeze această convingere solidă că lumea înconjurătoare e înarmată până în dinți doar cu critică și intransigentă? De ce ajung ei să creadă că sunt mereu pe punctul de a fi umiliți? Cum rezolvă ei această contradicție între nevoia de acceptare și frica de respingere? Cum se poate demonta acest prizonierat al evitantului? Cum se eliberează el de sub forța propriilor convingeri iraționale? Dacă un copil hipersensibil și atent la ce se întâmplă în jurul lui întâlnește stilul critic și ridiculizant al părintelui său, copilul dezvoltă convingerea că persoana lui trezește reacții negative. Copilul este permanent în expectativă, ajunge să asocieze prezența persoanei sale cu un sentiment de inadecvare care provoacă critica și dezaprobarea celui drag. Și atunci ajung să fie autentice doar defectele sau limitele copilului, din moment ce ele stârnesc permanent reacția ostilă a părintelui. Poate fi vorba de un defect de vorbire, de o lipsă de coordonare, anumite ticuri, absența unor aptitudini, o anumită stângăcie în postura corpului. Și iată, această ostilitate și intransigență ajung să contamineze viața sufletească a copilului și sentimentele de rușine, starea de jenă, atât de specifice evitantului, sunt internalizate pe fondul relației cu un părinte autoritar, care nu trece nimic cu vederea, care ridiculizează vulnerabilitățile copilului pentru a-l face mai puternic. Cam atât pentru astăzi. Voi relua discuția despre persoana evitantă, personalitatea evitantă și săptămâna viitoare. Sunt Andrada Elisan și vă aștept în fiecare zi de vineri pentru câteva minute de psihologie. Toate cele bune! Pentru griji și nevoi, vino la noi. Sece Ramina, distribuitor Tărâțe Șrot și Floarea Soare. Mălai Furajer, furaje pentru pui, concentrate pentru porci, viței, pui. Materiale de construcție, ciment, var, lavabile, rigips, plase sudate. Mărfuri industriale, pilote, lejerii de pat, articole de bucătărie și cadouri. Toate la cele mai mici prețuri. Reghin, strada Ierbuțeni, numărul 124, telefon 0746-108-567 sau 0265-512-649. Sece Ramina, soluția nevoilor tale. Farmacia veterinară ProVet, de 18 ani pe piața produselor de uz veterinar. Din dragoste pentru animale, vă oferim la cele mai accesibile prețuri. Medicamente de uz veterinar, hrană și accesorii pentru animale de companie, furaje concentrate și premixuri medicamentoase pentru animale din gospodărie, produse hormonale, antiparazitare interne și externe, dezinfectante pentru adăposturi. De luni până vineri între orele 8-19, sâmbăta între orele 8-15. Informații la telefon 0265-511-845. Începe școala și ai nevoie de rechizite? Biroticart este soluția! Cele mai bune prețuri din oraș pentru toate articolele necesare elevilor în noul an școlar. Birotică, papetărie, rechizite. Reghin, strada Pandurilor, numărul 4. Școala începe de la Biroticart. Norben Lor vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi. Toate sub același acoperiș, Norben Lor asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere.
Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Găsit la știrile din sport. Microbiști, haideți la stadion. Sâmbătă de la ora 15, Avântul Reghin întâlnește pe teren propriu Unirea Dej. Partida contează pentru etapa a 6-a campionatului de Liga a 3-a, iar o victorie îi poate aduce pe reghineni în primele 3 echipe ale acestui debut de sezon. Adversarii elevilor lui Vili Stoica se află momentan pe locul 10, dar pot pune probleme celor de la Avântul datorită noului lot îmbunătățit de jucători de care dispun. Avântul Reghin joacă pe teren propriu partida etapei a 6-a din Liga a 3-a de fotbal. Atenție, s-a modificat ora fluierului de start. Meciul de sâmbătă, 3 octombrie, va debuta la ora 15 și va fi împotriva echipei Unirea Dej. Formația a avut cea mai slabă prestație din serie în sezonul anterior, dar a revenit cu forțe proaspete, cu un lot îmbunătățit de jucători, așa că le poate pune probleme reghinenilor, chiar dacă sunt despărțiți de 4 puncte. Un meci foarte greu, cu echipă foarte bună, la Unirea Dej, o echipă care s-a schimbat în totalitate, cu jucători buni, de prima ligă, sperăm să câștigăm cele 3 puncte. Vili Stoica nu poate conta pe întreg lotul său de jucători pentru partida cu Unirea Dej, cel puțin 2 sportivi sunt indisponibili. Avem accidentat, din păcate Ința i-a recidivat accidentarea, Luca Paul a făcut 4 cartonașe și trebuie să stea. Să sperăm că putem să recuperăm și pe Stoica Rareș. Între timp a mai apărut o problemă medicală de care suferă Adrian Murar. Înaintea partidei cu Unirea Dej, Avântul se află pe locul 4 cu 10 puncte, la 3 puncte distanță de liderul Luceafărul Oradea. Adversarii clujeni sunt pe locul 10 cu 6 puncte. Fluierul de start al meciului de sâmbătă se dă la ora 15.
Echipa de Liga 4 Mureșul Rușii Munți se deplasează la nou promovata Raza de Soare a Cățari. Partida este programată pentru sâmbătă 3 octombrie de la ora 11 și contează pentru etapa a 9-a a campionatului județean. Obiectivul echipei antrenată de Ovidiu Mărginan este victoria pentru a recupera punctele pierdute în înfrângerea din etapa trecută cu Viitorul Ungheni. Mureșul Rușii Munți face deplasare la Acățari în etapa a 9-a a Ligii a 4-a de fotbal. Sâmbătă 3 octombrie de la ora 11, echipa antrenată de Ovidiu Mărginean întâlnește nou promovata Raza de Soare Acățari. Obiectivul celor din Rușii Munți este victoria pentru recuperarea punctelor pierdute în singura înfrângere din acest sezon. În partida de mâine vom avea un adversar necunoscut, având în vedere faptul că s-a înscris pentru prima dată în Liga a 4-a și e considerat o nouă promovată. Vom încerca să luăm cele 3 puncte pentru a recupera punctele pierdute pe teren propriu în ultima etapă cu Ungheniu. Mureșul Rușii Munți abordează cu încredere meciul de sâmbătă și pentru că nu are probleme majore de lot. Minore, doar un jucător suspendat și unul accidentat. În rest, lotul valid. Înaintea confruntării de la Acățari, Mureșul se află pe locul 3 cu 19 puncte obținute în 6 victorii și un egal, bifând în acest sezon o singură înfrângere. Echipa din Acățari ocupă penultimul loc cu doar 3 puncte. Cine nu își dorește să fie sănătos și să arate bine? Pentru a dobândi această stare, sportul a fost și rămâne cea mai bună metodă. Motive pentru a fi activi sunt multe, trebuie doar să avem voință. Un exemplu de urmat sunt persoanele care frecventează sala de sport din Parcul Tineretului. Sub îndrumarea campioanei naționale antitră la Bikini Fitness, Chereștei Sintia, rezultatele dorite nu au întârziat să apară pentru doamnele și domnișoarele dornice de schimbare. Implicarea instructorului și modul în care organizează antrenamentele sunt doar câteva dintre motivele pentru care acolo se face sport cu plăcere. Minte sănătoasă în corp sănătos este lucrul pe care toți și-l doresc, însă prea puțini fac ceva să-l obțină. Sportul rămâne cea mai bună și eficientă metodă pentru a ne menține sănătoși și mereu în formă. Motivele pentru a fi activ nu se opresc aici, mai ales în rândul femeilor. Important este să fie practicat indiferent de sezon și din timp pentru rezultate vizibile. Sportul este important în fiecare zi și în fiecare lună a anului. Mai mult, prima oară, facem sport pentru sănătatea noastră și suntem femei, vrem să ne simțim mai apreciate, mai frumoase, sexy și asta este un motiv mare pentru noi. E ușor să dai 2 kg, 3 jos, dar ca să arăți bine, ca să ai un corp frumos, să ai corpul tonifiat, nu este chiar așa ușor și îți trebuie câteva luni bune, depinde de organismul tău. Totuși, este important să acordăm atenție și modului în care alegem să facem mișcare. Antrenamentele trebuie structurate în funcție de zile și grupe musculare, iar exercițiile trebuie frecvent schimbate. Mă bucur foarte mult că văd din ce în ce mai multe fete și le place cum predau, le place programul nostru, cum este alcătuit, 4 antrenamente pe săptămână. În fiecare zi lucrăm total altă grupă musculară, deci antrenamentele sunt împărțite, nu facem în fiecare zi aceeași lucru. Cum bine știm, după un timp, dacă am face aceeași antrenament, organismul nostru